Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit aici la o mică plimbărică de seară cu bicicleta. Să vă uitați la vlog, că am postat vlog cu Șelanu, că a venit Șelanu la Bacău, dar n-am înțeles nimic din ceea ce a făcut el, a vrut să fac meet and greet. Na, cum se spune meet and greet, adică poze. Poze și autografi la Bacău. Măcar dacă vine să facă ceva interesant. Dar așa meet and greet. Măcar dacă cânta sau dădea ceva. Nu a făcut nimic interesant. Știi? Da. Partea e s-o distra copii, s-o nu se vine copii, dar au fost o aglomerație la Mesopotamia. Mamă. Știi? A fost o nebunială. Da? Dumnezeu. Hai mă, eu pune la asta care s-o creat. Trebuia să ajungem în altă parte și ne-am prostit. Asta e, și am ajuns la Șelinu. Acto vedeți să mă udră, ai de copii, plecau colo, bă, unde vă zic, la Șelinu. Dar bă, ce vă dă Șelinu, mă, ăsta, vă dă lapte și miere, cumva, Șelinu ăsta, și nu știu eu. Hă, asta e. Uite, mai sunt câteva băieți pe spate de acolo. Se mișcă, văd că a început să dea roade, văd. Porul ăsta. A început să dea roade, cât de cât. A început să dea roade podul ăsta. Da. Da, în rest. Dar e super. Da. Asta e. Da, se vede. Hai să luăm pistă frumos, ca oamenii. Vreau să-mi spun și mie acum să vede sau cum s-aude. Că de auzit, cred că s-aude bine. Dar vreau să-mi spuneți acum și cum se vede. Hai. Vreau să văd și eu exact cum se aude. Văzut, cred că se vede bine, că e pus așa. Când eu n-am pus GoPro-ul pe bicicletă cu lavaliera. Acum e în premieră, că n-am pus lavaliera pe bicicletă. Și vreau să văd cum se aude. Da. Poate pe viitor am să fac așa vlogurile. Cât fac livrări. Că transpiri în față, că ai mecheria aia și transpiri. Am să văd și eu, poate mi-au o chestie din aia la telesim, o prostie din aia, nu știu cum mai voi spune. Să văd. Nu știu cum se cheamă aia. Da? Vedem. Aia am găsit-o pe Temu, dar nu știu dacă o iau sau nu o iau. Nu știu, mai văd, mă mai gândesc. Că mai mult până la gândirea mea, mă gândesc greu e. Eu mă decid foarte greu. Pregătesc pentru meci. Uite, aici o să fie stai, aici o să fie pace frumos. Până la meci să fie fain. Uite, cu steguleții. Ca până la meci să se dea drumul. Să fie fain, uite, panou mare. Pe aici o să fie oprit circulațione. Și mergi la gacicațione. Da? Asta e trebușoara.
N-ai ce face. Tot locuiesc că... Hai să dăm o plimbare prin oraș. După aia dăm o plimbare și pe acasă. Pe acasă plecăm, dar înapoi nu mai venim. Să vedem. Cred că s-o fi înregistrat sunetul. Cred. Mi-a sărit ăsta de aici. Să fie înregistrat sunetul, cred. Așa sper. Să fie înregistrat sunetul. Dacă nu... Asta e! Am vorbit degeaba. Dar în rest... E totul bine și frumos. Când se termină cu bine. Au, ce liniște, ce frumos e afară. Știi ca melodia aia, ce liniște mă cuprinde și cerul s-a deschis deasupra mea și cred că a venit momentul să mă destrămi, draga mea. Așa e frumos afară, e bine, e răcoare. Hai să mergem puțin la biserica Sfântul Ioan să vedem dacă mai e deschisă. Verificăm. Întoarcem un pic și să mergem. Hai acolo, pe acolo. Întoarcem așa frumos. Dăm o ochiată și mergem spre căsuță. Nu știu cum se poartă fetele, nu știu oameni, nu știu. Uite, proști. Bă, ar avea la o față, zici că era, el e bărbat, dar are moacă de muieri. E bărbat cu moacă de muieri. Nu știu cum să zic, bă. Cum se cheamă ea bărbat cu moacă de muieri? Nu știu cum să denumesc oamenii ăștia. Da? Se machează, se rujează, numai că nu mai are dacă nu se rujează, în rest, zici că e femeie. Da? În rest, trebuie să fim băiat cu minți, ni... Stăm cu minți, cu minți, cu minți, cu minți. După aceea nu-i prostile altora. Da? Când trăi și vom vedea. Da. Hai să facem una pe stânga. Așa. Și să punem lucrurile la cap. Hai să vedem dacă mai e ceva aici la biserică. Hai să vedem. Hai să urcăm sus. Hai cu veitea. Pe aici e închis, ia. Haideți, haideți.
Da. Da, 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 Sfântul Ioan. Și hai să mergem să vedem și în interior. Ne-am uitat cât de frumos. Și aici am curte. N-am băt la mine, am băt la mine, dar nu mai să... Am uitat cât de frumos sunt curtii la biserica Sfântul Ioan. Am tot aici, frumos, acolo. Asta e pentru cele mai vechi biserici din Bacău, pentru care și biserica asta e icoana, am venit de la Iurgen. De frumos pe aici, frumoasă privire, știi, mi-am place. Dacă ar fi să fie așa în curte cum e aici, uite un pic de lavandă, ce frumos miroase, uite asta e lavanda, băi, a miroase frumos lavanda, da, lavandă frumoasă, asta îmi place mai la GoPro, asta și la valieră, că pot vorbi încet și nu mă aude mai nimeni. Dacă era să n-am la valieră, trebuie să văd cum pe mai tare ca să mă auzesc mai bine. Dar așa, am la valieră frumos acolo, vorbesc încet ușor, nu mă deranjează nimeni, poți să vorbești cum dorești. Că ea, o dai la volum maxim ca să te auzi tu. Uite cât de frumos aici. Mi-am place foarte mult la biserica Sfântului Nicola, asta Sfântul Ioan, mai trebuie restaurat un pic biserica, că e un pic prin unele părți, e cam degradată, e dat un coltul ăla la partea altă, cum te duci la alt, la strană, acolo e cam degradată, dar nu e nimic. Biserica e într-o stare impecabilă, să zicem. Nu ai într-o stare impecabilă față de, față de ce e aici. Să ne așezăm și noi din China, așteptăm la rând. Nu uitați cât e de frumos curtea bisericii Sfântului Ioan. Mi-a plăcut de mult aici. Uitați cât e de... Uitați cât e de frumos.
Da. E frumos aici, la biserică. N-am ce comenta. Că e o biserică destul de frumoasă, dragă. Aici cred că a fost vreun botez ceva, că văd că e frumos biserica. Da, picturi frumos, iată o biserică foarte, foarte, foarte veche. Da, am uitat. Candelabru vechi, biserică frumoasă. Ia uite. Vom merge cu pacea Domnului. Știți cum se spune? Iubiții mei, fiți aproape de cei ce ne iubesc și ne trec calea. Că calea este viața și învierea. Dacă noi facem toate aceste lucruri frumoase și plăcute lui Dumnezeu, și Dumnezeu ne va iubi pe noi. Așa-i? Sau nu e așa? Vreau să spunem și mie câteva cuvinte. Dacă e așa sau nu e așa? Nu pe alea nu așa bine cu chestiile astea. Eu sunt cu biserica, mai sunt și cu cele ne la locul lor, da? Toate sunt binevenite. Știți cum de ce? De colo oleacă, de colo oleacă, de colo oleacă, să avem rău. A, îți faci un pic mai, îi faci rău, nu îi faci rău, că nu îi faci rău. Și ea ca s-o adunat, știi cum se spune, s-o adunat o oală de rele. Știi? Și la sfârșit, trage o linie și spui, bă, ce s-a întâmplat cu mine? Ce e aici? Tot. Așa, mergem și acasă, cu Domnul, și cu pacea, și cu mântuirea, și cu pocăința, și cu iubirea de oameni. Ale unuia născut Fiului tău, Duhul Sfânt, acum și pura și în vieții vieților. Amin. Da, să știm cu toții că binecuvântările Domnului sunt bune, da? Trebuie să știm să ne limităm la unele lucruri. Că dacă noi nu ne limităm la unele lucruri, nu o să fie treaba bună. Știți? Și nu o să fie treaba bună.
Da? Hai să vedem. Hai să mergem acasă cu Domnul și cu arhanghelii și cu ceata de îngeri și să vedem mâine cine mai rezervă timp. Hai să facem dreapta așa. Opa! Gagicuța asta frumoasă. Da, un trei și vom vedea Domnul cu mila și cu pacea și cu arhiereii și cu cetele ucenicilor să ne iubim unii pe alții, cum spune Scriptura. Iubiți-vă unii pe alții ca într-un gând să mulțumim Domnului. Așa să facem și noi la fiecare seară, mulțumim Domnului pentru toate cele. Zgomotul, că mă bruez. Așa, cu scopul de a iubi și de a face bine, știți cum se zice? Bine faci, bine găsești. Domnul, cum spune? Domnul în cer a gătit scaunul său și peste toți stăpânește. Da? Ia uite, ia uite. Nu ești atent, te hală unul. Te halești unul, da? Altul care te halești. Da? Domnul din cer a gătit scaunul său și peste tot stăpânește. Deci, avem 4 sărbători mari săptămâna aceasta, adică adică, în primul rând. Cum se arde? Avem 3 mari sărbători. Da. Avem 3. Să zice, în fiecare seară mulțumim Domnului că nu vă împunați, dar măcar că mă bucați. Vă bucați, faceți o cruce mare și spuneți așa,
Mulțumesc, Doamne, pentru toate ce mi-ai dat în această zi, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un bun slujitor de oameni. Amin. Că știți cum să zice? Știți cum să zice? Mulțumirea lui Dumnezeu face bine. Deci, nu ne mai prostim. Și trebuie să fie totul într-un slavă al Dumnezeu spre aproape lui și aproape lui nostru. Da? Să-i mulțumim Domnului și mulțumim Domnului pentru toate. Că dacă nu-i mulțumim Domnului, nu ne va ierta păcatele, cele de voi și cele fără de voi. Știți voi, sau ne știu, că sunt și păcate care le facem fără să ne dăm seama că am făcut un păcat. Știi? Sunt și păcate care... păcate care noi nu le știu. Care le facem, că ne dăm seama că le facem. Da? Dacă tot îi liberă la bicicletă pe insulă, dau și o ocheată pe insulă. Mergem acasă, mergem la Domnul. Dăm și o ocheată pe insulă, dacă tot te dau ăștia voi și am văzut bicicletă pe insulă. Deci eu o să mai cumot, să mai prost, să nu intru. Mă ia la vioagă, zic, domnule, am văzut mulți bicicliști și am intrat și eu. Care baiu? Dacă vreți să-mi dați amendă, îmi dați, dacă nu... Drumul mântuirii, așa se cheamă provada aia care se zice. Drumul mântuirii al Mântuitorului și Iisus Hristos, care pentru noi ne-a mântuit cu sclavia cea cumplită. Asta e. Drumul cer a gătit scaunul său și peste tot stăpânește împărăției lui Dumnezeu. Da. Hai să vedem ce mai întâlnim, ce mai vedem. Hai să mergem un pic pe insulă. Dăm o ochiată pe insulă, că trebuia să fie weekendul ăsta un festival care se chema Festival se chema în felul următor. Young, nu Young Festival, că ăla se ține. Într-adevăr, ăla se ține. Festivalul. Ce faci? Hai, 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 hai